Dialogul între cei doi, bineînțeles, dialog atât
atât de supravegheat de securitate din partea lui Nichifor Crăin, exilatul și un prizonierul regimului comunist poate exprima liber ideea interesului național. În ceea ce privește sentimentele mele față de țară, știți bine că nu mi s-au schimbat. Ea este legătura cu lumea, contactul primordial care niciodată nu poate înceta de a fi ceea ce a fost. O esență pe deasupra existenței, cum ar zice Heidegger. Și cu cât mai mult tind spre esență, de-a lungul existenței mele de om contaminat, ca Ovidiu și ca Dante, la un exil creator, un brief, dar creator. Cu atât mai mult, într-un fel aproape ezoteric, mă integrez țării ca într-o salvare unică. Așa cum nu mi-am uitat țara pe care am apărat-o întotdeauna și din a cărei problematică majoră am făcut propria mea problematică, tot așa nu mi-am uitat nici maestrul. Dumnezeu să vă răsplătească pentru binele pe care le-ați făcut, un bine socratic, care e nașterea unui spirit. Vintilă Horia a apărat continuu pentru ideea că scriitorul este un opozant al regimului politic, numai astfel putând acționa pentru viitor. În interviul pe care l-a acordat în octombrie 1990, făcea o mărturisire de credință care exprima destinul uman și determinarea morală. Eu sunt considerat de dreapta pentru că nu sunt de stânga. Mi-am dat seama că în realitate este vorba de altceva, mult mai metaforic. Ești apărător al vieții sau aliat al morții? Ești cu viața sau ești comunist? Pentru mine, a fi de dreapta nu înseamnă numai a fi contra stângii, ceea ce ar fi prea puțin. A fi de dreapta înseamnă a apăra o atitudine de adeziune permanentă la real. A fi de stânga înseamnă a fi dincolo, împotriva realului, în pură utopie. A fi de dreapta înseamnă a crede în Dumnezeu, a avea o credință, a fi patriot, a respecta valorile familiei, valorile proprietății private, a fi aproape de tradiții, de strămoși și neamuri, a te integra într-o atitudine etică permanentă care a făcut posibilă evoluția societății în lume. Toate civilizațiile s-au structurat în jurul acestei drepte care este viața. Destinul literar al lui Vintilă Horia, infirmă prejudecata ca un scriitor, aparține în exclusivitate doar inimii în care scrie. Indiferent de haina lingvistică adoptată, romanele sale transmit către ampli spații geografice, esențe românești. Limbile diferite nu te împiedică nici să fii tu însuți, nici să fii român. Dimpotrivă, eu cred că scriind în franceză și spaniolă, m-am apropiat de România ca și cum aș fi făcut ocolul României. Am plecat din România prin Est, m-am făcut istotocolul și m-am întors pe dincolo, dar tot în România. Am ajuns cu un enorm adaos de cunoștințe, cu o viziune mult mai amplă a țării mele. Din această experiență a exilului pe care l-am trăit, România a ieșit în sufletul meu mai aprofundat și mult îmbogățită. În esența mea românească, eu nu m-am schimbat. M-am schimbat din punct de vedere existențial. Eu n-am ieșit din spațiul meu. De ce se spune că Eugen Ionescu este un continuator al lui Caragiale? Și el are o altă stilistică românească din care nu poate să iasă. Trebuie să fie într-un fel degenerat sau un superficial ca să încerci, cum au făcut unii, să-ți construiești gloria pe un atac al propriului tău popor, al propriului tău trecut. Înseamnă a te denigra pe tine însuți, dacă rămâi tu însuți, dacă reușești să nu-ți părăsești rădăcinile, atunci duci ceva mai departe. Eu cred că acest ceva a fost dus mai departe de noi, cei în exil, nu pentru că a fost mai bun de cei care au rămas în țară, ci pentru că am putut să le spunem, cum zice Heidegger, a te zice. Ne-am putut zice. Ceilalți în România a fost reduși la tăcere. Dacă se abăteau de la regele impuse, erau mărtiși sau mărâți, de timp de câte incomozi erau. Cum s-a întâmplat și în Rusia? Timp de 70 de ani, Rusia n-a dat niciun mare scriitor decât atunci când scriitorul a avut curajul să se ridice împotriva ireagului, cum au fost Pasternak sau Solzhenitsyn. În momentul în care s-au ridicat împotriva utopiei, cu toate riscurile,
creat capodopere. Noi am avut de exigit fericirea de a crea libertate. A scris fiecare cum a simțit că trebuie să scrie. În tine Horia a surprins publicul și presa, primind pe cadre la mărire a unui mamă pe gestul din visă și prin obsesia unui gestul dramatic, exilul. Exilul autorului lui Dumnezeu s-a născut în exil, exprimă un simbol al condiției umane. La emotivilor răcinilor tăiate, nu se referă doar la extragerea într-o situație geografică și politică, cea a exilatului europanez, ci la gestul universal al omului, rupt de mediul original, de copilărie, de natură, de Dumnezeu. Exilatul este pentru Nichită Horia prototipul celui aruncat în paradis. Durerea pierderii legăturilor cu spațiul fizic se transformă în revelația descoperirii spațiului interior, spiritual. Spiritul este etern, exilul devine o pregătire pentru viața de apoi. Întotdeauna simțeam că scriu românește. Asta a fost o observație făcută de mulți. Eu scriam românește în conținut și îmi franțuzește ca formă. Nu știu dacă este foarte clară exprimarea mea. În capul meu am gândit și am scris românește. Ce mă făceam cu ea dacă o exprimam tot în românește? Exilul nu este numai o depărtare de un loc și o încercare de a prinde rădăcini în altă parte. Exilanța a fost majoritatea scriitorilor care au rămas în România, un alt fel de exil. Exil interior, exilat în propria ta țară. În timpurile astea grele este evident că și scriitorii din țară sunt și exilați. Eu am avut norocul, ca mea rămânând în România, să împlinesc idealul nostru, al generației mele. Dar nu numai cu mine s-a împlinit acest ideal. Datorită martiriului sau suferinței fizice, a fost posibilă această înflorire românească în literatură, artă, filozofie. Mă gândesc la românii care în exil s-au realizat mult mai mult decât s-ar fi realizat, poate chiar într-o Românie fericită. A servit la ceva, exilul nostru. Pentru mine asta este împăcarea cu viața. Mă întreb, de ce eu am fost condamnat să trăiesc cea mai mare parte a vieții departe de aici în țară? Și îmi răspund, Eugen Ionescu, Lucioran, Eugenia, Lupaș. Atâția alții și eu ne-am fi realizat dacă am fi rămas în România doar cu lucrare de virus, adică națională, și n-am fi reușit niciodată să spargem aceste limite. Durerea exilului ne-a transformat în altceva. Strigătele noastre s-au auzit în toată lumea. Strămate în întreaga creație și în publicistica privitură Horia, ideea conștiinței misiunii istorice în percepția lui o națiune care nu are conștiința misiunii sale este ochită de ei. Un segment al acestei misiuni asumate îl constituie prioritatea de a cultiva puterile spirituale și morale ale creștinismului, de a păstra spiritul neîntinat de putere. De ce să nu credem că o nouă generație de teologi, de preoți și chiar de zihași va aduce la calitatea setată de spirit pur o nouă formă de duhovnicie românească, cu atât mai bine, cu cât ortodoxă? Mi-am pus foarte multe întrebări, dar niciodată nu m-am îndoit că există cineva deasupra mea care mă vede și chiar mă controlează. Am găsit într-una din conferințele de la 25 de ani ale lui Heidegger un lucru care m-a confirmat și m-a liniștit pentru totdeauna. El spune că există două teologii. O teologie a teologilor, care au scris sute de mii de volume, deci o teologie universitară, compusă din biblioteci întregi ce dovedesc existența lui Dumnezeu, și paralel, o teologie a lui Hristos pe cruce, care nu are nevoie de niciun tratat de teologie. Eu cred în teologia lui Hristos pe cruce. Dacă tu crezi că Iisus a suferit și a murit pe cruce și a înviat a treia zi, nu ai nevoie de mai mult. Iată un fel cotidian de a închila condiția de exilat. Nu există libertate în afara credinței. Se vorbește astăzi despre drepturile omului și oamenii politici încearcă ca să se realizeze în afara credinței. Este imposibil. Dacă nu crezi în Dumnezeu, poți să crezi nici în om. Drepturile omului, fără obligațiile omului față de Dumnezeu, sunt cuvinte de oameni.
liniștit, fără patimă sau inimă înveșunare față de adversarii tăi sau adversar oamenii. Glasul era plăcut, cu muzicalitatea accentuată de italiană și spaniolă pe care le vorbeau trebuit. La aproape 75 de ani avea o înfățișare de om încă tânăr, în ființa căruia trăia amprenta unei imense culturi. Mulțimea și facilitatea oamenilor care se mișca, mă bunise. Nici o ostentație nu puteai desfuși în vorbă și vorbă. Ținea întreaga sa ființă sub imperiul unei înalte măsuri. Privindu-și ascultându-l mai multe zile și împrejurări, i-am descoperit talentul și ediția și început să scriu, în zâmbet, în mers, în felul în care mânca sau bea, în nimicurile cotidiene care îl conținea, în care era. Eu cred că o să mă întorc prin scris, îmi spunea într-o epistolă din vara lui 1990, după ce mineria care i-a lucrase, i-a lucrase avutul și credibilitatea cu care se pregătea și cu care parcă venise înainte să fie venit. Prezicerea i s-a adeverit pentru că, așa cum am auzit spunând de multe ori, mai devreme sau mai târziu, fiecare lucru și fiecare ființă se vor întoarce la locul lor, pentru ca ordinea cosmică, ordinea divină, să nu mai aibă de suflet.